Deci aici s-a, practic s-a scos tot stratul, ați văzut, de, dacă se putea numea drum, pentru că de fapt era un dezastru total. Și eu mă bucur că am reușit cu toții să ne mobilizăm cât se poate de rapid în urma acelor ploi care au avut loc în Chișinău. Chiar dacă au fost pregătite lucrările pentru deja instalarea stratului de asfalt, am avut nefericirea să plece la vale din cauza pantii pe care o are această stradă. Practic, o bună parte din acelea lucrări. Și s-a intervenit de 2-3 ori pe unele porțiuni cu aceleași lucrări. Și acum, în instanță finală, vedem că este pus stradă de asfalt și eu sunt sigur și aproape convins că nu se va mai întâmpla nimic. Chiar oamenii vor putea beneficia de o stradă, de locuri amenajate de parcare, de trotuar, de care ar trebui mulți ani să aibă. Sperăm că nu ne mai dau peste cap condițiile climaterice lucrările de aici și putem să finalizăm în o săptămână, două, tot ce este necesar de finalizat. Au fost criticate autoritățile mulți ani că nu s-a intervenit pe această stradă și eu foarte mult mă bucur că în acest sens am reușit să ne mobilizăm rapid ca oamenii într-adevăr să aibă o stradă nouă, repet, locuri de parcare, trotuar amenajat și asta se va întâmpla foarte rapid.